Viitorul Liten s-a distanțat la 11 puncte în fruntea clasamentului Ligii a 4-a. Echipa antrenată de Demis Maranda a câștigat miercuri după amiază pe terenul sintetic al liceului cu program sportiv Suceava în fața Bucovinei Dărmănești cu scorul de 3-2. Golurile echipei din Liten au fost marcate de Gliga, Maftei și Lungu, iar gazdele au punctat prin Bilț și Parasca. Principalele urmăritoare ale liderului, juniorul Suceava și Șomuzul Preutești, s-au încurcat la Gălănești și respectiv Dolhasca, unde au remizat cu același scor 1-1. Moldova Drăgușeni a reușit scorul etapei 7-2 în deplasarea de la Poien-Solca, iar Progresul Frătăuții Vechi a urcat până pe locul 5 după ce a câștigat la Fântânele cu 2-0 prin golurile lui Nechita și Binzari. Victoria Vatra Moldoviței a câștigat la Masa Verde după ce Dorna Vatra Dornei și-a anunțat retragerea din campionat din cauza lipsei de jucători. Foresta 2 Suceava a stat în această etapă. Următoarea etapă va avea loc duminică 23 aprilie.